un salariu întreg sau nici 100 de lei. Acestea sunt cheltuielile românilor pentru masa de Paște. Gospodinele au început de astăzi goana după cumpărături în supermarketuri și piețe. Pentru ortodoxi, Paștele este o sărbătoare semnificativă care necesită pregătiri minuțioase, dar și bani. Se știe că românii iubesc mesele bogate de sărbători și nu se uită la cheltuieli atunci când pleacă la cumpărături. Un studiu recent a arătat că românii vor cheltui pentru masa de Paște în medie 540 de lei. Cumpărăturile se vor face în special în supermarketuri, iar cele mai cumpărate produse vor fi alimentele, sucurile și băuturile alcoolice. Cei care au de unde vor pune sute de lei la bătaie pentru masa de Paște. Cred că vreo 3 milioane. Și ce o să cumpărați de bani? Ce puneți pe masă? Carne de miel. Soția ține mai bine, ouă. Cât am salar. Un buget mai sărac au însă oamenii de la țară. Aceștia sunt nevoiți să-și tragă de la gură și să se mulțumească cu produsele din gospodărie. Nu cheltuiesc aproape nimic, cam că stau la țară. Și ce o să puneți pe masă? Păi carne, amul de miel nu folosim, ouă roșii avem din gospodărie, cozonac faceți? Am făcut prăjituri, cozonac nu prea fac. Fiind de la țară avem cele necesare, nu ne putem plânge chiar așa. Pensie mică și nu știu ce să vă zic, de 700 pensie o să... Chiar am întrebat soțul, nu cumpărăm miel sau ied? Nu. Deci de la țară o găină, o supă, un cozonac. Păi ce putem face în casă, facem în casă. Anul acesta, pentru 63% dintre români, masa de Paște va fi exclusiv tradițională, în timp ce 34% vor adăuga și meniuri moderne. Pe masa de Paște se vor regăsi așadar ouă roșii, dulciuri, produse de patiserie pregătite în casă, carne de miel, legume și fructe.